fost îndemnat să spun câteva gânduri din ceea ce am ascultat rândul trecut în această sală. A vorbit fratele Lucian și fratele Sergiu. Acum eu vă cer îngăduință că am vocea puțin alterată. Numele meu este Voci, dar n-am decât o singură voce. Și asta e alterată, deci rugămintea mea este ca dumneavoastră, pe lângă faptul să fiți îngăduitor cu mine, să-mi dați și atenția în sensul ca să nu îmi luați nume de rău. Și m-a impresionat plăcut gândurile care s-au spus și ceea ce vreau să spun, că observ în studiile care se fac aici, sunt niște tineri dotați din partea lui Dumnezeu cu mult har și sunt încântat de asta și mă rog pentru ei. Nu le spun numele tinerilor, pentru că fratele Teodor Popescu spunea pe un credincios să nu-l auzi atâta timp cât trăiește ea. Motivarea o știți, da? Câteva gânduri despre aceste versete care m-au frământat mult, de la 21 până la 23. Și voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără pricană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe, întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujbaș am fost făcut eu, Pavel. Alături de aceste trei versete, îngăduiți-mi să amintesc și de versetul 7 din Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 13. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu atenție la sfârșitul vieților, felul lor de viețuie și urmați-le credința. Aveam mama mea, era bătrână și bolnavă și mergeam să-i citesc Biblia. Și uneori, ca să mă conving că este cu mintea clară și că nu doarme, avea operații la ochi, schimbam câte un nume din Biblie și se ziza imediat. Spre exemplu, când citeam la împărat despre Nebucarnețar, nu citeam Nebucarnețar, ci citeam așa cum am învățat la istorie, Nebucadonosor. Nu Nebucarnețar. Dar zic, e același nume, mamă, e același nume. Nu, așa e în Biblie, așa. Când ajungeam la Epistola lui Pavel către Evrei, la capitolul 13, în versetul 7, spuneam, citeam versetul și la urmă spuneam, și urmați-le exemplu. Nu exemplu. Singurul nostru exemplu este Domnul Iisus. Urmați-le credința. Și am spus că mă frământa mult și rândul trecut când am venit aici, în prealabil am citit și eu din gândurile lui Teodor Popescu către Coloseni și m-am lămurit în legătură cu versetul 23. Că aici spune așa, negreșit, își face o precizare că ceea ce se spune, așa este. Și anume începe cu această vorbă, ce? Dacă. Aici introduce o condiție, da? Da? Dacă, negreșit, dacă rămâneți. Nu înțelegeam cum vine asta.
am fost împăcați cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus și suntem în har, ori trebuie să facem și noi ceva. Așa gândeam eu. Și citind din Teodor Popescu și completându-și gândurile acestea și cu ceea ce au spus frații mai dinainte, m-am convins că de fapt e vorba de har. Dar harul, așa cum a completat fratele Teodor Popescu, nu îndreptătește nici indolența, nici negligența învățăturii. Și tot trecut s-a mintea de felul cum un creștin trebuie să-L înfățișeze pe Domnul Iisus. Și la noi, în adunare acolo, la Florarilor, un frate mai de mult, dacă știți pe fratele Tudorică, Tudor Simeon, era un frate mărunțel, și noi îl poreclisem Zacheu, dar nu Zacheu acela care știți nevastră că prea balcon pe aici, ci era Zacheu, adevărat Zacheu era. Și el spunea așa, un credincios al lui Hristos trebuie să-L înfățișeze, să-L reprezinte pe Domnul Iisus, adică să se bată chipul Domnului Iisus pe el. Și un alt frate mai tânăr și mai pretențios, fratele Tudorică, dar nu pot să văd eu un cutare pe Domnul Iisus. Nu știu ce are, că n-are pe Domnul Iisus. El era un om foarte simplu, era fochist la tribunal. Aici la tribunal, la tribunalul acesta, era fochist, pregătea focul. Și mă, dar ia spune-mi tu mie, cum ți este inima ta? Vrei să-L văd pe Domnul Iisus? Da. Păi fiecare credincios are datoria să-L vadă pe Domnul Iisus. Da? Are datoria să-L arate. Dar nu poate să-L arate decât cel care are plinătatea Duhului. Și nu poate să-L vadă decât acela care are inima curată. Și fratele a dat ei exemplu de cum poate fi văzut Domnul Iisus într-un credincios. Și tot fratele Tudorică spunea că era un bătrân care era foarte evlavios și băjocoritori erau în jurul lui. Și avea un prieten, o cunoștință care chipul lui ar fi fost prieten, și îl zică ea, cum poți tu mă așa mi-l arăți pe Iisus Hristos al vostru, cum poți să mi-l arăți tu mie? Și tu împrejurare, o scup în față și dă și o palmă, îi trântește ochelare. El se șterge pe față și zice, poate să mi-l arăți pe Hristos? Și bătrânul acela spune, ștergea, nu pot. Zice că Domnul Iisus, când era scuipat și pălmuit, avea o coroană de spini pe frunte. Când a văzut acel răspuns, a plecat și niciodată nu i-a mai făcut vreo șicană, absolut niciodată nu i-a mai făcut. Fratele Tudorică dă aceste exemple care au exemple din viață. Pe curând, mai anul trecut, mai de mult, o fetiță de credincioși a fost întrebată la ora 2 din dimineață unde se făceau studii despre, adică se prezenta educație civică. Și te faci, știu că nu ai să fii mare. Mă fac doctor, mă fac inginer, mă fac profesoară, mă fac, nu știu. O fetiță, mă fac slujitoare a Domnului Iisus. Stai jos, notă slabă. Fetița a plecat acasă, prin mânt, și spune lui mămica ei, pentru că ea n-avea decât note mari, nu era obișnuită cu note mici. Mămicule, uite ce s-a întâmplat. Profesoara mi-a dat o notă slabă. Și pe la ora executare am răspuns așa. Ce ai răspuns? Când o să fiu mare, mă fac slujitoare de Domnul Iisus. Și mi-a dat ce foarte slab mi-a spus. Fii fără grijă, fetița mea, deci că tu ai primit în cer nota 10. Spunea mămica ca să o îmbărbătesc. Evident că nota aceea care i-a promis-o profesoara nu putea să fie trecută în catalog, pentru că a văzut copilul, dar numai note mari. Și în fond,
Dumnezeu a lucrat în așa fel pentru că i-a spus un adevăr și adevăr de copil. Un copil frumos. Copil cu minte. Un alt exemplu. O fetiță mică, mică. Mămico, vreau să văd și eu sufletul tău. Mămica, ce faci? Mami, ce faci? Inspirată, o ia pe fetiță, urcă pe masă și uită-te în ochii mei. Deschide ochii mari, mămica, să uite fetița, să uite. Acum am văzut. Sufletul tău este ca o fetiță mică, 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 mică și frumoasă. Copii. Ce văd copiii? Copiii. Tot frații din adunarele acolo ne spunea, părinți, care au părinți, cei mai mari și mai preciși judecători ai noștri sunt copiii noștri, pentru că ei observă toate amănuntele. Noi neglijăm cum ne comportăm cu ei, neglijăm că te face câteva lucruri prin casă și eu prin cum ne comportăm, cum mai vorbim despre nu știu mai cine, dar ei ne judecă și nu ne judecă pe moment când am săvârșit o eroare. Și ne judecă atunci când se văd roadele pe care le-a cules în timp ce noi am dat exemplu. Deci să-L prezentăm pe Domnul Iisus. Acum să închei puțin. De ce am revenit cu acestă, cu versetul acesta 23 și cu Evrei, capitolul 13, versetul 7. Acum vreo 2 ani, chiar 2 ani, în ianuarie, în 2013, am primit cartea aceasta din cuvintele Teodor Popescu. Așa de mult m-am bucurat. M-am bucurat așa de mult. Și am spus la frații și la soră din adunare de acolo, o carte extraordinar de bună, și un ajutor bun pentru studiul Cuvântului lui Dumnezeu și ca să înțelegem și noi ce au făcut mai mari noștri, mai înaintașii noștri ce au făcut. Un frate, frate Evoci, nu cumva dumneata le vrei să faci din Teodor Popescu ce a făcut adventiștii și din Ellen White? Dar de ce? Păi uite, Teodor Popescu susține că nu se pierde mântuirea. Unde scrie? Păi citește cartea lui. Am răsfoit. Despre ce vorbește fratele Teodor Popescu în cartea sa, din cuvintele lui Teodor Popescu, despre ce se scrie acolo. De la pagina 161 până la 211 vorbește despre siguranța mântuirii. Nu de pierderea mântuirii, de asigurarea, nu. Siguranța mântuirii. Deci o mântuire sigură. O mântuire sigură care se capătă dacă prin credință o primești, este mântuire, nu e închipuire. Și atunci am spus, frate, nu, zice, poate dumneavoastră interpretezi în felul dumneavoastră, și da, eu așa rămân cu omilirea asta. Și ce spunea fratele tău, cum i-am spus, și ce spunea fratele tău, Popescu, tot în cartea aceea, dacă cineva are să mă contrazică, să mă contrazică cu cuvântul lui Dumnezeu. I-am dat citate din cartea aceea. Și dacă ai ceva de contrazis, contrazice cu cuvântul lui Dumnezeu. În fine, a rămas așa, ca în coadă de pește. Acum nu mai este la adunare acolo la noi, este în altă parte, la tot la o adunare frățiasească. Dar ce vreau să spun? Se interpretează greșit. Și aceste lucruri pe care le-a făcut, deși Teodor Popescu, Spurgeon și Bunion în Călătoria Pelerinului Creștin, și Spurgeon în cuvintele lui Ion Plugaru, cine nu a citit aceste cărți, nu cunoaște multe lucruri care sunt de o gingășie fantastică în literatura creștină. Deci, vă mulțumesc că m-ați susținut în atenția pe care mi-ați acordat-o și am o dorință și eu. Să învățăm cu toți pe din afară când este de folos acest verset 7 din capitolul 13 în Evanghelia după Ioan, după Evanghelia din Epistola lui Pavel către Evrei. Aduceți-vă amintele mai mari voștri care vă vesti cuvântul, vi
fiți cu atenție la sfârșitul vieților, felul lor de viețuire și urmați-le credința. Asta a fost și dorința fratelui Teodor Popescu. Și e bine totuși să apreciem că a fost o lucrare a Duhului Dumnezeu acum 92 de ani, când Dumnezeu a făcut trezirea în adunarea, în România. Și v-am spus că sunt foarte timorat, în sensul că când vin la adunare aici, în Carol Davila, sunt foarte emoționat, pentru că pentru mine, și nu numai pentru mine, pentru foarte mulți frați, mai ales de acolo, de la Florarilor, că era un privilegiu nespus de mare ca să vină să asculte o predică la Carol Davila, pentru că noi aveam acolo adunarea la marginea Bucureștiului și era greu să venim până aici. Veneam pe jos de acolo, dincolo de acolo se sfârșea Bucureștiul. Pe jos veneam și era un privilegiu. Și când veneau surorile și frații de la adunare de aici, veneau cu vorbe înțelepte și le împărtășeau cu toate celelalte surori și alte frate. Pentru că aici adunarea din Carol Davila a fost și trebuie să fie și mai este încă un etalon în ce privește adunările din frățietatea noastră. Și Dumnezeu să ne ajute să ne rugăm, să nu încetăm să ne rugăm pentru această adunare, ca să facă Dumnezeu liniștea și pacea și Domnul Iisus să lucreze în așa fel încât toți să ne bucurăm de slava pe care să-și arate și să-L lăudăm. Amin.